O mașină s-a izbit violent de gardul ambasadei ruse din capitală în această dimineață, după care a luat foc. Șoferul mașinii și-a pierdut viața în urma impactului. Discut despre acest incident cu Diana Sarga, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitale. Bună dimineața și mulțumesc pentru intervenție. Doamna Sarga, ne auzim? Da, vă aud acum. Ce știm până acum despre acest incident? Șoferul era român? La acest moment se efectuează cercetarea la fața locului. Cauza a fost plată de către parchetele pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omorâs, urmând să se stabili cauzele și condițiile în care s-a produs acest eveniment. Sesizarea a fost făcută jurul orei 6 în această dimineață. Un șofer ar fi părăsit calea de rulare și s-ar fi izbit în gardul reprezentanței diplomatice. A fost necesară ulterior intervenția pompierilor, încât, având în vedere faptul că a izbucnit și un incendiu, nu sunt alte persoane rănite, șoferul a decedat la fața locului. Cum se desfășoară acum circulația pe bulevardul Kiselev? Sunt restricții? Sunt aplicate restricții pe șoseaua Kiselev pentru a facilita intervenția celor care efectuează cercetarea la fața locului. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații.